Dragilor, încep acest video fiind foarte sinceră cu voi și am să vă spun așa, apropo de titlul pe care probabil că l-ați văzut sus. Sunt o subțirică într-un corp de grăsunică, pentru că așa a fost viața cu mine. Dar acum aș vrea să vă arăt și câteva fotografii cu mine. Câteva fotografii, eh? cum vi se par? Sunt fotografii nu foarte, foarte vechi. De 10 ani, de 7 ani, de 6 ani, cam înainte să rămân însărcinată cu Victoria. Cam așa arătam atunci. Întrebarea pe care eu vreau să vă adresez este următoarea. În ce postează, credeți că mă regăsesc mai mult și mai mult? În cea de acum șase ani înainte să rămân însărcinată sau în cea de astăzi? În cea în care kilogramele erau țiplă, acolo unde trebuia? Sau astăzi, când kilogramele sunt multe? M-am hotărât să pornesc acest video și să îl fac pentru toți grăsunei și pentru toate grăsunicile care au parte de bullying în fiecare zi, doar pentru că corpul lor nu arată perfect, doar pentru că măsurile lor nu sunt cele standard, 90, 60, 90, ci pur și simplu au acumulat niște kilograme. Asta nu ne face nici mai urâți, nici mai proști, nici mai, uh, nu știu, de aruncat la gunoi, ci pur și simplu ne face în etapa asta a vieții așa cum suntem, așa cum ne găsiți. M-am hotărât să vorbesc pe acest subiect pentru că este unul tabu și, în general, se face bullying uh, la adresa oamenilor care au câteva kilograme în plus, de parcă, uh, nu știu, creierul nostru s-ar subția odată cu acumularea kilogramelor. Nu. Suntem la fel de deștepți cum eram și înainte sau la fel de proști. Să ne înțelegem. Suntem uh, la fel de șmecheri sau nu cum eram și înainte. Nu este niciun fel de diferență. Doar că, într-adevăr, am acumulat niște kilograme. Doar că în spatele acestor kilograme se ascund ore și ore de diverse întâmplări și situații care ne-au dus în această etapă a vieții noastre. Pot să vă spun doar atât, că niciunul dintre cei care au aceste kilograme în plus nu au o satisfacție sufletească sau niciunul nu se simte confortabil în situația dată. E mai grav că sunt și oameni care practică tratamentul acesta de bullying la adresa celor care au câteva kilograme în plus în condițiile în care și ei au aceste kilograme în plus. Știți cum e? Râde, cioc de oală spartă. Și să știți că mesajele nu sunt unele dintre cele mai simple și ușor de traversat cu ele prin viață. Ba din contră și uh, o să vă pun aici câteva mesaje ca să puteți să le vedeți, cele pe care am apucat să le uh, fac printuri în ultima perioadă, pentru că ele sunt multe și nu există postare pe care eu să o fac și să nu primesc un mesaj de genul ești grasă, ești urâtă, ești ca o balenă, ești... Uh, uh, cineva mi-a zis uh, cea mai e grea meserie s-a inventat pentru tine, aia de mâncăcioasă și tot felul, tot felul de uh, chestii care în loc să mă stimuleze îmi uh, activează și mai mult ideea asta de stres. Și ce face un om stresat? Se duce și mănâncă. Dacă e vreun om pe lumea asta care să creadă că vreunui gras este bine și se simte bine în pielea lui, vreau să vă spun că greșiți. Și am să vă dau doar niște exemple banale. Faptul că urcăm greu scările și obosim extrem de repede. Că transpirăm mai mult decât o făceam înainte. Că nu ne găsim haine cu care să ne îmbrăcăm. Și nu mă refer aici la halate, că halate găsești peste tot. Din păcate, stiliștii ridică din umeri atunci când vine vorba să mă îmbrace, pentru că e destul de dificil, și sunt convinsă că cu aceste probleme se întâlnesc toți cei care au un surplus de greutate. Dacă e vreunul care crede că nu-mi doresc să mă întorc la persoana aceea de acum șase ani, habar nu are despre ce este viața. Dar nu este chiar atât de simplu. Știu, eu mai am o șansă, poate. În sensul că încă n-am intrat în perioada de menopauză. Pentru că înțeleg că din momentul menopauzei lucrurile se complică și mai mult. Dar cine să ne înțeleagă, sau cum să ne înțeleagă? Persoanele care n-au avut niciodată probleme cu greutatea? Nu o să înțeleagă chestia asta. Și am să vă spun că, poate și eu, la un moment dat, am fost printre acele persoane care judecau. N-am făcut-o niciodată public. Dar, în gândul meu, imposibil să nu fi spus vreodată, uite și pe grasa asta, nu poate să pună mâna să slăbească. Sunt convinsă de asta, dar până nu te lovești cu capul de situație, nu ai cum să înțelegi. Și credeți-mă pe cuvânt că pentru niciun grăsuț sau pentru nicio grăsuță nu este ușor să trăiești cu kilogramele în plus. Nu este ușor. Cea mai bună prietena mea este supraponderală și așa am cunoscut-o. N-am judecat-o niciodată pentru kilogramele pe care le are, ci pur și simplu am respectat-o și am încurajat-o atunci când a avut nevoie de încurajare, când și-a dorit să facă o schimbare în sensul ăsta. Dar știu de la ea. Știu de la ea cât de greu este să trăiești într-o astfel de situație. Pentru că sunt oameni care, deși este foarte bună pe meseria pe care o face, au judecat după kilograme, de parcă kilogramele i-ar lua din abilitățile pe care le are în meseria pe care o practică. Așa că, dragilor, grăsuți și grăsuțe, să știți că sunt de partea voastră și și dacă am să reușesc vreodată să mă mobilizez de suficient de mult și să fiu atât de liniștită și să nu am atât de multă treabă încât să pot să ajung să slăbesc din nou, nu cum am fost acum șase ani, dar să arăt rezonabil, să știți că eu voi fi alături de voi și vă țin de mână la fiecare moment de bullying pe care doar un idiot poate să-l facă.